Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi avem un invitat special, unul dintre cei mai speciali invitați pe care eu îi aduc în față. De aceea vă rog să rămâneți atenți, pentru că alături de noi nu este nimeni altul decât domnul general locotenent în rezervă, doctor inginer Dumitru Dorin Prunariu, care este primul și singurul cosmonaut român care a zburat în cosmos. 7 zile, 20 de ore și 42 de minute în spațiu cosmic. Bună ziua și bine ați venit alături de noi, stimate domnul Dumitru Prunariu. Bună ziua și bun găsit cu ajutorul internetului. Da, într-adevăr, iată că acum putem face un interviu care este difuzat internațional și vreau să știți că mulți prieteni care sunt alături de noi, de revista Pozitiv, urmăresc acest interviu cu mare interes. Și vreau să vă spun că dumneavoastră ați reușit cumva mai multe performanțe decât de a zbura în cosmos. Dar o să vorbim despre ele, pentru că, așa cum este și firesc, zborul acesta este primordial. Știu că a avut loc în anul 1981, Da, am exact. zis bine, da. Vă rog să ne povestiți un pic despre momentul acesta deosebit, cu totul special. Poate cum ați ajuns în spațiu cosmic, sentimentele care ați avut, cum doriți dumneavoastră să ne povestiți. Asta e un întreg roman cu mai multe capitole. Asta este și să știți că aveți dreptate, că mi-a fost foarte greu să aleg cu ce să încep, pentru că toate sunt importante. Toate capitolele sunt importante. Da, important e să știm să alegem. Da. Ce pot să spun? Pentru mine a fost la început o imposibilitate, așa părea. Am participat ca voluntar la selecția pentru zborul cosmic, gândindu-mă la început că poate fi doar o încercare, hai să văd și eu cum este în faza de teste medicale, psihologice. La început, în 1977, prin luna aprilie, mai, când au început testele, ne-am prezentat 17 băieți care le efectuam stagiul militar la unitate din Bacău, toți ingineri de aviație, dintre care, în final, după primele teste, am picat toți. Am revenit la unitatea militară, am și uitat de acea perioadă de câteva zile petrecută la București și ne vedeam în continuare de viața noastră, ne gândeam, eram deja căsătorit, aveam un copil, urma al doilea, și mă gândeam cum o să-mi desfășor viața ca inginer la întreprinderea de avioane Brașov, unde începusem să lucrez și de unde am fost suspendat pe perioada stagiului militar. Dar undeva prin luna august a venit o nouă convocare de la București și cinci dintre cei care participasem la selecționări am fost chemați din nou, pentru că anumite probe arătau o corelare între o răceală și anumiți parametri la inimă, etc. Între timp, în armată, apucasem să mă întremez cu hrană bună și mult sport. Eu am fost dintotdeauna o persoană subțire. În facultate am avut 56 de kilograme la 1,70 m. Mă rog, nu spun cât am acum, că am depășit mult limita aceasta. Iar când am zburat în cosmos, am avut 68. Deci, în luna august, când am fost chemați din nou, am trecut prin probe, fără nicio problemă, și am devenit, spre surprinderea mea, candidat cosmonaut. Abia atunci am realizat la ce particip, de fapt, ce înseamnă acea selecție, spre ce poate duce, dar mă gândeam că vom începe o pregătire, mai mulți dintre noi, dintre care va trebui selecționat unul în final care să zboare în cosmos.
Și deși aveam încredere în propriile mele forțe, mă gândeam că alții sunt mai buni decât mine și că fac și eu o pregătire, să vedem cum este. În final s-a dovedit că eu și cu încă un candidat cosmonaut, care era ofițer de profesie, am fost selecționați, am fost cei mai buni și abia atunci am început să mă gândesc că de acum trebuie să-mi pun ambiția la încercare, să-mi pun toate calitățile profesionale la încercare și dacă tot am ajuns aici, măcar să zbor în cosmos. Desigur, încet, încet, aflând mai multe despre activitățile cosmice, inclusiv cercetările științifice care se efectuau în România de către diferite institute de cercetare, despre aplicațiile practice ale activităților cosmice care deja erau implementate în România, mă refer la utilizarea teledetecției satelitare. Primeam prin contract, chiar din Statele Unite, de la firma Landsat, imagini pe care le prelucram. Aveam o relație specială cu vestul atunci, România între celelalte state din Est. De asemenea, în domeniul telecomunicațiilor, aveam deja antenele de la Cheia, care transmiteau date și imagini satelitare, inclusiv emisiuni de televiziune de la sateliți de deasupra Oceanului Indian spre sateliți de deasupra Oceanului Atlantic și apoi erau transmise în Statele Unite, pe partea cealaltă a Pământului, cum spunem noi. De asemenea, cercetările erau efectuate de câteva institute despre care nu știam nimic până atunci, dar am aflat despre ele. Fizică, medicină, biologie. Și am început să devin interesat și încet, încet pasionat de acest domeniu. Ei bine, în 1978, în martie, am fost trimiși cei doi, împreună cu familiile, în orășelul stelar, lângă Moscova. Am fost aruncați în mare și ni s-a spus acum înnotați. Ei bine, notatul acesta inclus o serie întreagă de elemente pentru care nu eram pregătiți. De exemplu, toată pregătirea se făcea în limba rusă, iar noi nu știam limba rusă. Mi s-a spus, trebuie să o învățați. La început, în naivitatea mea, am întrebat, dar de ce nu dați un translator? Să stea lângă noi, să ne traducă, e mult mai simplu. Bineînțeles că au zâmbit pe mustață și au zis, băieți, acolo sus în cosmos nu o să aveți niciun translator. Acolo trebuie să gândiți, să vorbiți operativ în limba de lucru. Iar limba de lucru e limba rusă. Dulcea limba rusă, da. Da. Până atunci nu fusesem deloc fan al limbii ruse. În școală făcusem franceză, germană. În franceză cel puțin, citisem multă literatură, romane. Era o limbă pe care o foloseam și în corespondență cu diversi prieteni internaționali pe care îi întâlnisem în tabere de vară. Ei bine, încet, încet, cu ajutorul unor profesori specializați care ne-au fost puși la dispoziție în orășelul stelar, de partea rusă, am învățat limba rusă. Familiile noastre au învățat limba rusă. Pregătirea 8 ore pe zi o făceam numai în limba rusă, la magazin, la cinema, la poștă, oriunde, ne întâlneam cu colegi din alte țări pe stradă, peste tot limba rusă. E bine, pot să spun că în primele luni aveam o durere de cap îngrozitoare, aveam niște migrene mari, intra foarte multă informație în mine și nu puteam să o înțeleg pe toată. Și s-a întâmplat ca după vreo jumătate de an să pot să spun că începusem să vorbesc bine limba și că așa cum un copil stă, ascultă, ascultă și dintr-o dată își dă drumul, cam așa s-a întâmplat și cu mine. Mi-am dat drumul și am pornit în această aventură a cunoașterii într-o altă limbă decât limba mea natală. E bine, pregătirea acolo a durat 3 ani de zile, a inclus aproape 2 ani de zile cursuri ca la universitate, multe examene la fiecare jumătate de an, aveam examene, teste practice, făceam pregătire și la diferite simulatoare, standuri de pregătire.
Fiecare avea câte un instructor care era mama lui profesională și care îl învăța toate detaliile funcționării tuturor echipamentelor care sunt folosite la bordul navei cosmice Soyuz, al rachetelor purtătoare. Așa am ajuns încet încet să completez cu cunoștințele mele din facultate, de la Facultatea de Inginerie Aerospațială, ceea ce învățam acolo, să arăt la examene că pot mai mult decât ne predau ei și am reușit în final să obțin note maxime la toate examenele și să fiu numit în echipajul principal care a efectuat primul zbor cosmic cu participarea unui cetățean român. Da, sunt momente, evocări importante pentru prietenii noștri și vreau să fac legătura acum cu câteva aspecte din ce ați spus. Unul, acum am aflat ce importanță au acele antene de la cheia. Sunt da. În mănăstirea cheia. Sunt aproape, da. Noi mergeam în peregrinaj. Destinația lor este alta, nu mai sunt folosite pentru telecomunicații, dar cu ajutorul unui program al Agenției Spațiale Europene le transformăm în niște antene de supravegheat spațiul cosmic pentru deșeuri cosmice și posibili asteroizi. Deci putem face înregistrări radio cu ajutorul lor foarte performante. Da, apropo de deșeurile cosmice, acum trebuie să sar peste întrebările care le-am pus la rând, pentru că ați făcut legătura aceasta și îmi amintesc cu mare drag când ne-am întâlnit la Sfântul Gheorghe, era luna ianuarie, a anului de grație pentru mulți și pentru noi, 2016. Da. A fost un moment foarte important pentru dumneavoastră în principal și pentru mine ca mare admirator, pentru că v-am spus atunci în direct, când ați răspuns cu amabilitate întrebărilor noastre ale presei de acolo și ale celor curioși, mi-ați spus că sunteți din Brașov, asta ați specificat, și un moment ca să mă uit aici, ați fost invitat la conferința a Asociației pentru Comunitate, organizată și de Cotidianul Observatorul de Covasna, al cărui colaborator prietenesc sunt și eu ocazional. Și ați avut parte de peste 200 de oameni care au umplut sala, efectiv s-a stat în picioare. Pentru mine și pentru ei a fost un moment poate istoric sau este un moment istoric și aș vrea să ne spuneți, dumneavoastră fiind din Brașov, ați mai călătorit în zona noastră, Covasna, Sfântul Gheorghe. Ce ne puteți spune despre acea conferință? Vă mai amintiți câteva lucruri care v-au marcat? În primul rând, am ținut cu dinții de participare la această conferință. În primul rând, pentru că mesajul pe care îl transmit eu este un mesaj de colaborare, cooperare, de pace și înțelegere între oameni. Iar comunitatea din Sfântul Gheorghe și în general din județele Covasna, Harghita, este o comunitate mixtă și de multe ori se nasc probleme care, de ce să nu recunoaștem, sunt și alimentate politic și care nu caracterizează traiul din totdeauna al ungurilor și al românilor de acolo. Mi-aduc aminte că și eu am avut în Brașov vecini unguri. Am încercat chiar să învăț cu ajutorul unui băiat cam de vârsta mea câte ceva în ungurește, pentru că liceul nostru, pe care l-am absolvit în 1971, organiza excursii și schimburi de elevi în țări din jurul României. Și unul din liceele cu care schimbau elevi era axat pe matematică, se afla în Debrețin, în Ungaria. E bine, eu am fost și am trăit 2 săptămâni într-o familie maghiară care nu vorbea o iotă românește și a trebuit să învăț câte ceva. E adevărat, n-am reușit să învăț gramatică pentru că băiatul vorbea doar în familie, nu studia la școală limba,
N-a putut să-mi explice nimic gramatical, ci mi-a explicat cum vorbește el și cum spune la un lucru sau la altul. Ei bine, fără multă gramatică, cunoscând, având deja un lexic de câteva zeci de cuvinte, am reușit să ne înțelegem atunci. Și în afară de aceasta, am prieten bun la Budapesta, e cosmonautul maghiar, Bertalan Farkas, a fost dublărul lui, care din păcate a decedat acum puțin timp, Maghiar Ibela, cu care eram prieten bun și am fost, diversi suntem în continuare prieteni buni. Deci, în domeniul cosmic, noi am făcut tot posibilul să ne întâlnim din toate țările, ruși, americani, est-europeni, vestici, japonezi, sud-americani, și să formăm un grup care să inspire oamenii la cooperare, la bună înțelegere, la cunoaștere reciprocă, pentru că foarte multe conflicte apar din necunoașterea reciprocă, din refuzul de a învăța câte ceva despre cultura celuilalt, despre obiceiurile celuilalt, despre limba celuilalt. Iar în momentul în care te cunoști bine, găsești multe repere care să te lege și prin care să stabilești cele mai bune relații. Deci am fost curios pe de o parte ce se întâmplă în acea comunitate, în Sfântul Gheorghe, și pe de altă parte am fost doritor de a-mi transmite cunoștințele, informațiile despre profesia mea unei comunități cât mai largi. Unei comunități pe care până atunci nu o întâlnisem. Dar am întâlnit-o acolo. Mare, mare lucru. Și vă mulțumim pentru că, într-adevăr, după ce ați plecat dumneavoastră, oamenii păreau mult mai buni și mai deschiși. Sper. Sigur, oamenii aici sunt extraordinari, de aceea am rămas. Eu nu sunt din Covazna deloc, soția este de aici. Și am rămas tocmai pentru că am găsit o calitate omenească deosebită. Și înțelegerea este foarte bună la nivel de cetățeni, de vecini, de prieteni. Asta nu se pune în problemă. Dar mi-amintesc acum, pentru că așa am ajuns la momentul Sfântul Gheorghe, că eu venisem să vă văd în calitate de mare fan, pentru că v-am spus și atunci vreau să mă fac și eu cosmonaut când am fost mic. Dar n-am putut urma din anumite motive medicale, școala de aviație și așa mai departe. Mi-a plăcut foarte mult. I-am șocat pe mulți, pentru că tot vreau să facă polițiști, șoferi, ingineri, profesori de limbi străine. Eu vreau cosmonaut. Deși știam că se ajunge foarte greu. Deci ați fost un model pentru mine și v-am urmărit și articole din revista Știință și Tehnică și așa mai departe. Tot timpul am fost cu ochii pe dumneavoastră. Dar atunci am venit și în calitate de critic de film, pentru că am făcut o cronică de film hollywoodian, se numește Gravity, cu Sandra Bullock și George Clooney, în regia lui Alfonso Cuarón. Eu am interpretat acest film în cheie creștină și eram pregătit oarecum cu cosmosul. Și dumneavoastră ați picat extraordinar de bine ca să vă pun câteva întrebări. Și una dintre întrebări a fost despre deșeurile cosmice, pentru că în film asta era problema. Mulți sateliți și unii se strică, unii au anumite evenimente, accidente și rămân aceste deșeuri. Puteți să ne spuneți acum, că a trecut ceva timp din 2016, cum stăm cu deșeurile cosmice? Stăm la fel de prost ca înainte. Dar, studiile avansează și avansează destul de mult, benefic pentru ceea ce urmează să se întâmple în spațiul cosmic, în continuare. Numărul deșeurilor s-a limitat, pentru că sunt produse mult mai puține decât până acum. Au fost emise o serie de linii directoare pentru instituțiile cosmice și statele care au instituții cosmice și care desfășoară astfel de activități, asupra modului în care să fie concepute vehiculele spațiale lansate, exploatate, utilizate, astfel încât, la sfârșitul vieții lor, să nu lase în cosmos deșeuri. Trebuie să spun că, până acum mai mulți ani, ultimele trepte ale rachetelor purtătoare, care lansau sateliți și care îi accelerau pe orbită în cosmos, ajungând la aceeași viteză cu sateliții, rămâneau în cosmos.
Se învârteau și ele ca un satelit în jurul Pământului, dar necontrolate. De asemenea, în cosmos au rămas sateliți dezafectați care s-au ciocnit cu alți sateliți, au produs mult mai multe alte deșeuri de dimensiuni mici. Deci, cosmosul s-a transformat în timp într-un cimitir al obiectelor cosmice care nu mai sunt utilizate, dar care nici nu coboară singure pe Pământ decât după ani sau zeci de ani, prin mișcarea lor proprie în jurul Pământului. Ei bine, în momentul de față, statele care lansează obiecte în spațiul cosmic sunt obligate să aibă la ultimele trepte niște retrofuzee care să le frâneze, și să le readucă în straturile dense ale atmosferei, unde sunt dezintegrate și căzând apoi controlat în mijlocul oceanului, unde nu există navigație. De asemenea, sateliții care sunt plasați pe orbită, după ce își termină perioada de viață, unii trăiesc câțiva ani, trăiesc în sensul că au baterii să funcționeze, au combustibil să funcționeze, pot transmite informații, alții zeci de ani. În general, vârsta medie a unui vârsta activă, a unui satelit este de 10-15 ani. Ei bine, aceștia trebuie să aibă la bord, de asemenea, niște motorașe de manevră care, după ce își încetează activitatea, transmiterea la sol, să poată fi orientați astfel încât și ei să reajungă în straturile dense ale atmosferei și să dezintegreze prin cădere spre Pământ. Bine, sunt mult mai multe alte linii directoare care sunt recomandate statelor și instituțiilor cosmice. Acestea le aplică pe măsură ce reușesc să implementeze noi tehnologii. Nu au fost aplicate de la bun început. E bine, există instituții care studiază fenomenul, studiază distribuția deșeurilor cosmice, studiază unde și cum pot fi lansate și plasate pe orbită noi obiecte ca să aibă o probabilitate mică de a se ciocni cu astfel de obiecte. Gravity este un film extraordinar. Gravity este un film care te ține 2 ore tensionat, atent, să vezi ce se întâmplă, cum se întâmplă. Este o aventură cosmică, ireală, desigur, deși pare foarte reală în film. Până și simularea deșeurilor cosmice este mult mai intens făcut, astfel încât lumea să conștientizeze fenomenul. Nu se întâmplă chiar așa în cosmos. Dar tot filmul este o metaforă a omului care vine și se renaște pe Pământ, în final, prin Sandra Bullock, care trece prin atâtea vehicule spațiale, americane, rusești, chinezești, și cu o navă chinezească ajunge să aterizeze pe Pământ, undeva în apă, și așa cum viața s-a născut din apă, reapare și ea și renaște pe Pământ. Da, numai aici am intervenit și noi, jurnaliștii, să vedem ce a vrut să spună acolo, pentru că se poate interpreta și în cheie științifică și în cheie creștină. Noi am înțeles mesajul creștin al acestui film. Îmi amintesc că fiecare navă avea specificul ei, cea chinezească, știm caracterele chinezești, cea rusească, scrisul specific, dar avea și iconițe puse acolo, ceea ce a reușit să încânte foarte mult public din toate credințele și de pe tot globul, plus că este și o lecție de omenie și de bunătate și de speranță, cum a zis dumneavoastră, de renaștere. Sandra Bullock este preferata mea. Bine, îmi place și de Nicole Kidman și alte talente, să reținem că talentele acestea, dar Hollywood a reușit să facă lucruri bune, nu numai rele, cum se spune, că la Hollywood e dezastru. Dar iată că în colaborare cu știința, cu credința și cultura, aceste filme pot să ne aducă învățăminte cât mai multe și cât mai bune. Vreau să vă aduc acum cu picioarele pe pământ, ca să zic așa, din punct de vedere gazetăresc, și să vă întreb acum, pentru că suntem în pandemia aceasta și vedem că deșeurile nu sunt o problemă numai pe pământ, sunt și în cosmos. Avem probleme globale. Globalizarea a dus foarte mult bine, acum sunt și probleme grele. Spuneți-mi, unde v-a prins această epidemie, în primul rând, la noi? Da. Sunteți acasă, sunteți bine, toată lumea, regulă, familia,
Da, toată lumea este în regulă. Când a început această, la început epidemie, apoi declarată pandemie, eram într-o deplasare în Iordania, unde am avut o conferință, normal, despre spațiul cosmic, invitat al Universității din Iordania, University of Jordan. Avusesem ocazia să ne cunoaștem cu un an înainte, au apreciat prestația mea profesională și au ținut să țin o cuvântare în fața studenților lor, normal despre cosmos și ce se mai întâmplă acum sus. Am reușit să ajungem cu ultimul avion Tarom înainte să se suspende legăturile aeriene cu Iordania, acasă. Înțeles ce se întâmplă. Încet, încet ne-am conformat tuturor deciziilor guvernamentale. Și acum suntem retrași într-un apartament la Otopeni, unde, din fericire, avem și puțină grădină și unde, de mai mult de o lună, ne petrecem timpul și așteptăm zile mai bune. Ridicarea organelor militare, ca să Da. zicem așa. Da, deci asta este bine pentru că optimismul nu trebuie să dispară de la noi. Eu am avut ocazia să fiu antrenat cu izolarea pentru că acum 20 de ani am ales să fiu iconar. Asta înseamnă să te autoizolezi într-o chilie, într-un atelier și schimbare nu prea s-a aflat la mine. Nu pot să spun că lucrurile s-au schimbat prea mult, dar încurajez pe toată lumea și această serie de interviuri tocmai acest rol au și de aceea încă o dată vrem să vă mulțumim că sunteți cu noi și ne povestim. Acest interviu va fi vizionat de oameni care sunt în situații grele. Chiar acum, înainte de a intra cu dumneavoastră în înregistrare, am primit fotografii și video de la prietenii noștri, clienții noștri din Spania, unde este un dezastru. Se lucrează, am o asistentă care lucrează 17 ore pe zi și stă cu telefonul, dacă e nevoie, o mai cheamă încă și în afara orelor de program. La noi se pare că lucrurile sunt mult mai așezate, măsurile au fost luate din timp și sperăm și ne rugăm la Dumnezeu să nu fie mai rău de atât. De aceea, cei care ne ascultă acum să asculte de autorități, pentru că deja știm că vor doar să nu fie bine și experiența asta, nemai trăind-o noi niciodată, ne-a prins puțin nepregătiți. Deși ar fi fost, Cu toată lumea, aproape. dar ar fi fost puțin normal, domnul Dumitru Brunariu, să fim mai pregătiți. De ce zic eu? Pentru că cred că și dumneavoastră ați citit în copilărie sau în adolescență cărți științifico-fantastice. Sigur că da. Și pentru mine a fost o mare bucurie. Biblioteca mea conține multe cărți așa și m-a învățat să anticipez. Asta este foarte, foarte important. Anticipare. Nu știu în ce măsură un guvern poate să ia măsuri pe presupuneri. Nu existau niște confirmări clare. Lumea la început nu știa ce este cu acest virus. Aflam noutăți din China, cele care erau transmise de către chinezi. Încet, încet am aflat că s-a răspândit acest virus. După aceea am aflat că este pandemie. Și abia atunci, să spun așa, a intrat frica în toți și au început să fie luate măsuri. Cu toate acestea, vedeți că la noi nu s-a extins atât de mult. Acum nu știu cât de extins este sau câte cazuri sunt declarate doar în baza măsurătorilor care se fac și nu cred că se fac foarte multe față de câte s-ar putea face sau mai ar trebui, nu că s-ar putea. Se fac câte se pot. așa Dar este. posibilitățile sunt limitate, da. Dar măsurile sunt luate hotărât, iar populația care înțelege aceste măsuri le respectă, le respectă în totalitate, așa cum facem și noi. Da, mă bucur. Și cum vă petreceți timpul? Acum lucrați de acasă. Am văzut o conferință, iertați, am văzut o conferință de la Iași, recent. Da. Am văzut un link. Acolo oricine poate să urmărească și o să-l punem, dacă ne permiteți, pe Da, sigur. pagina canalului nostru, ca lumea să poată să participe.
măcar așa vizual de acasă, la conferința dumneavoastră. E vorba de conferința de la Iași. Câteva cuvinte vă rog despre, apoi trecem la conferința de la, din China. Pentru că stați acasă, dar conferințați peste tot. Trebuie să vă spun că stau acasă, dar zilele trec foarte repede. Mă trezesc dimineața, mă rog, micul dejun, încep să lucrez și mă trezesc că e prânzul, mâncăm de prânz și s-a făcut seară. În primul rând am multe materiale de făcut, multe restanțe. Trebuie să spun că am și eu restanțe. Sunt apoi solicitări de interviuri. Unele le înregistrez cu camera mea și le transmit apoi online, altele live, cum este acesta. Conferința de la Cluj trebuia să se desfășoare cu mult public. Fusesem invitat încă de anul trecut de Universitatea Gheorghe Saki, Universitatea Tehnică din Iași, al cărui doctor honoris causa sunt de o perioadă de timp. Și Iașul este un oraș cu o puternică încărcătură culturală și științifică. Un oraș în care te simți bine. Iar în acest mediu, efectiv, vezi cum oamenii, chiar cu bani puțini, caută să obțină cea mai mare performanță. Vechii mei prieteni, Daniel Condurache, profesor la această universitate, academicianul Bogdan Simionescu, o personalitate deosebită în domeniul chimiei, care de asemenea este profesor acolo, dar este și vicepreședinte al Academiei Române, unde și eu sunt membru de onoare, au organizat această conferință și am răspuns cu multă plăcere ei. Desigur, am făcut o prezentare asupra unor elemente mai de noutate, unele de mare noutate, altele puțin mai de mult cunoscute, dar petrecute în ultimii ani, efectiv, ca descoperiri legate de univers, de modul în care este compus, de multe mistere pe care încă ni le pune în față și care ar urma să fie descoperite. De asemenea, mistere despre sistemul nostru solar, despre investigarea vieții în univers, în alte galaxii cu telescoape puternice. Mă refer la detectarea unor stele care au planete în jurul lor, la descoperirea apei pe un număr mare de corpuri cerești din sistemul nostru solar, începând de la Lună, Marte, sateliți naturale ai unor planete ca Jupiter și Saturn. Apoi, ajungând la activitatea oamenilor legată de spațiul cosmic și a oamenilor în spațiul cosmic, respectiv a astronauților și cosmonauților. Toate acestea închizându-se într-un fel prin curiozitatea nativă a oamenilor și dorința de investigare pentru a afla în final lucruri care să răspundă unor întrebări mai mult filosofice. Care este originea omului, care este originea vieții pe Pământ, dacă există viață în univers, în alte părți și unde există. Și plecând de la formarea universului, ne-am întors prin natura noastră proprie și prin gândirea noastră tot la univers, la întrebări esențiale legate de acesta. Deci cam aceasta a fost conferința mea de la Iași. Desigur, am desfășurat-o online, așa cum facem acum, dar s-a bucurat de o audiență mare și este deja și pe YouTube. Poate fi descărcată și văzută sau văzută online de oricine. Acum, referitor la, pentru că m-ați întrebat și de conferința care ar urma să aibă loc, urmează să aibă loc în China, urmează la sfârșitul lunii aprilie. Este o conferință mare care reunește nu numai cosmonauți, reunește specialiști din domeniul cosmic, care anual se întâlnesc acolo și își expun puncte de vedere vis-a-vis de o serie întreagă de noi cercetări și realizări în domeniul cosmic. Ei bine, participă și scriitori de science fiction la o astfel de conferință. Și ei vin de multe ori cu niște idei, ipoteze originale care par imposibil de realizat, dar care în câteva decenii se dovedesc posibile. Bine, am înregistrat un interviu întreg pentru această conferință, mi-a fost solicitat și va fi o masă rotundă din mai mulți specialiști în care fiecare răspund unor întrebări, iar apoi își pun întrebări unii altora.
E bine, eu am transmis răspunsurile mele, întrebările au fost pregătite dinainte și am adresat întrebarea mea pentru ceilalți. Acum aștept întrebarea lor către mine, va veni probabil și voi răspunde și acelea. Bine, mă bucur tare mult și așa cum ați observat, seria de interviuri se adresează personalităților din mai multe domenii de activitate și la fiecare noi punem aceste linkuri, pentru că este foarte important ca cei care urmăresc aceste interviuri să poată să meargă mai departe pe firul acestor povești și să vadă activitatea invitaților. Da. Și sigur că activitatea noastră este foarte importantă și foarte interesantă din mai multe puncte de vedere. Pentru că noi ne cunoaștem și din punct de vedere așa mai omenesc, mai prietenesc, mai sufletesc, pentru că aveți un sfânt ocrotitor pe Sfântul Dumitru și știu că fiecare om cumva are o legătură spirituală cu divinitatea. Eu aș vrea să vă întreb, în legătura dumneavoastră personală, ați avut ocazia să-l cunoașteți și pe domnul general în rezervă, profesor doctor Cândea Vasile, da, președinte, fondator al Academiei Oamenilor de Știință. Și aș vrea să ne spuneți în ce context l-ați cunoscut. Pe domnul general Cândea l-am cunoscut când era încă în activitate ca medic la Spitalul Militar și făcea parte din Asociația Oamenilor de Știință, da, care a fost precursoarea Academiei Oamenilor de Știință din România. Și am avut ocazia să-i cunosc pe băieții domniei sale, jucam tenis la un moment dat împreună. Iar apoi ne-am reîntâlnit în cadrul Academiei Oamenilor de Știință, unde m-a reintegrat. Domnul profesor Cândea a fost cel care m-a căutat, mi-a propus, m-a reintegrat în această academie după ce fusese membru în asociație și am avut o relație deosebită. Am avut o relație deosebită, era o personalitate deosebită, din păcate a plecat dintre noi și a reușit să țină în mână o instituție care s-a dezvoltat și care reunește în continuare mulți oameni de știință care nu îndeplinesc însă toți calitatea de a ajunge membri ai Academiei Române, ai Academiei Mari. Sunt niște criterii stricte, nu că nu ar avea destui performanțe, dar criteriile profesionale sunt mai stricte și modul de alegere în Academie este mai strict. Și această Academie a Oamenilor de Știință este o instituție undeva intermediară între academiile de specialitate, cum sunt academiile de științe mecanice, tehnice, Academia Medicală și așa mai departe, și Academia Mare. Este o pepinieră pentru mulți specialiști de a se dezvolta în continuare în domeniul lor de activitate și de a aspira la mai sus. Da, am adus vorbire de domnul profesor, domnul doctor, că așa spunea, așa și dânsul vrea să fie cunoscut încă de la țară, de unde era el, era un om tare sufletist. Da. Eu am avut ocazia să-l cunosc într-un mod mai special pentru că în 1979 am fost operat de dânsul la inima și se pare că sunt cel mai longeviv supraviețuitor operat de inimă din România, cel puțin. Și dânsul zicea, Matei, m-ai băgat în cartea recordurilor, că n-am murit mai repede. Și domnul doctor îmi străduie să... Sănătate și viață lungă înainte. Mulțumesc, da. Și am păstrat legătura cu dânsul pentru că el venea cu acești băieți ai lui la mine la spital, în vizită, și m-a prezentat, uitați, dragii mei, al treilea copil al meu. Deci eu pot să spun, datorită lui, că a fost al doilea tată al meu și am rămas în relație până în ianuarie, acum, când a plecat la Domnul și am avut ocazia să fiu la mormântare și la priveghiul de la Academia Oamenilor de Știință. Da. Păi atunci să aduc vorbire și despre perioada dumneavoastră de ambasador la Moscova, pentru că bine v-a prins limba rusă atunci învățată cu greutate la început. Și dacă puteți să spuneți așa, foarte succint, despre aceste decorări, că știu că la 50 de ani de la primul zbor în spațiu
cosmic, ați fost decorat de președintele Rusiei, Dimitri Medvedev. Da? Da. Și se pare că ați beneficiat de anumite onoruri, dar nu la adevărata valoare a acestui eveniment unic, practic, în istoria României. Și dumneavoastră, acum, ne spuneați într-un interviu că ați beneficiat, de fapt, pe parte de latură sportivă, ca să zic așa. Da. Puteți să ne explicați? Mi-e greu, mie personal, să apreciez cum sunt apreciat. Îi las pe alții să dezbată asupra acestui aspect și să evalueze în ce mod sunt sau nu sunt apreciat pentru meritele mele cosmice. Este adevărat, într-o perioadă destul de agitată a relațiilor noastre cu Federația Rusă, respectiv în anul 2004 am fost numit ambasador al României, ambasador în Federația Rusă. Și pentru o perioadă nu lungă de timp mi-am desfășurat activitatea acolo. Nu lungă pentru că au fost alegeri prezidențiale, a câștigat opoziția de atunci și care a considerat că peste tot trebuie să-și pună oamenii proprii. Au considerat că unii care, chiar dacă dovediseră că își servesc țara și nu anumite persoane, e bine să servească și anumite persoane, ceea ce eu am fost mai puțin de acord. Și după un an și trei luni am revenit acasă, la solicitarea noului președinte, care a numit un alt ambasador. Dar trebuie să spun că în perioada cât mi-am desfășurat activitatea acolo, la început am întâmpinat multe greutăți. Poate o să îi mire pe unii, dar am să explic de ce. Până atunci eram cunoscut în Federația Rusă ca prim cosmonaut român, erou al URSS, erou al României. Toți primiserăm aceste decorații maxime, conform protocolului care fusese încheiat între statele noastre și cele care, și cea care au organizat zborul cosmic. Și toată lumea mă lua pe sus, eram prietenul tuturor. În momentul în care am venit ambasador, oficialii ruși știau că sunt general, și nu trecusem în rezervă, eram doar detașat la Ministerul de Externe. Pe de altă parte, România devenise deja un stat NATO, deci eu eram un general al unui stat NATO. Și dintr-o dată, oficialii ruși, Ministerul de Externe, deși m-au primit cu tot protocolul, m-au pus puțin la zid și m-au ținut deoparte pentru a vedea probabil ce hram port în noua calitate pe care o am de ambasador al României în Federația Rusă. Numai că sarcina mea a fost să restabilesc legături normale între România și Federația Rusă. Să rezolv o serie de probleme istorice pe care le aveam. Iar abordarea mea a fost de la bun început pozitivă. Media a fost imediat incitată de faptul că un cosmonaut, care e și general, este ambasador. Și au venit și ne-au luat interviuri, au trecut peste toate indicațiile oficiale, probabil ale unor instituții, de a mă ține puțin în rezervă până când văd cum îmi desfășor activitatea. Iar mesajele pe care le-am transmis prin intermediul media rusești au fost pozitive. Am venit să construiesc, am venit să stabilim relații, am venit pentru că vă cunosc, pentru că vă cunosc cultura, limba și probabil sunt o persoană potrivită de a întreprinde aceste lucruri la Moscova. După aproximativ 4-5 luni, dintr-o dată toate porțile mi-au fost deschise. O grămadă de oficiali ruși mi-au lăsat telefoanele mobile, inclusiv miniștri adjuncți de externe. Ministrul de Externe nu făcea acest lucru decât la nivel mult mai înalt, respectiv cu Statele Unite, cu Germania, Franța, cu țări cu care Rusia avea niște relații deosebite. Și în acest context am reușit să pun cap la cap o serie întreagă de informații pentru Ministerul de Externe. Informații din sursă directă, concretă, de la oficialii care decideau asupra acelor probleme,
și nu cum mai fac unii, note luate de prin ziare, transformate în note confidențiale, trimise ca informație extraordinară la Ministerele de Externe, dar pe care te bazezi mai puțin. E bine, în tot acest context a devenit președinte domnul Băsescu, care era din opoziție, a zis, tu ai fost numit de ceilalți, deci trebuie să scap de tine. Și după câteva luni de ambasadorie sub președinția României ținută de domnia sa, am fost adus acasă. Nu insist asupra altor detalii aici, pentru că nu este cazul. Da. Oricum, a fost o etapă importantă pentru dumneavoastră și pentru țara noastră, pentru că dumneavoastră știu că am citit cartea care am luat-o la Sfântul Gheorghe, am citit-o imediat și am aflat multe lucruri deosebite. Oricine dorește să afle biografia dumneavoastră, bineînțeles, intră pe Wikipedia și așa mai departe. Dar întâmplările acestea sunt foarte frumoase și le povestiți cu atâta frumusețe, să spun așa. Aș dori să vă întreb, dumneavoastră, acum n-ați beneficiat de atâtea bunuri materiale cât ați fi meritat. Cum au primit alte vedete, cum ar fi Nadia Comăneci, care ne reprezintă România peste tot, și alții, bineînțeles, pe merit, și dar ați beneficiat de multe daruri de la Dumnezeu și acum urmează să fiți liniștit sufletește, pentru că știu că totuși sunt oameni care vă apreciază foarte mult și aveți deja un muzeu. Un muzeu aviat. Spuneți-ne un pic despre muzeu, să știe și prietenii. Bine, eu și activitatea mea este prinsă în mai multe secții muzeistice prin țară. Muzeul Militar Național la București are un colț întreg în secția aviație care e dedicat cosmonauticii și zborului meu cosmic. Dar există și un muzeu care se numește Dumitru Prunari, un muzeu de aviație făcut de aeromodeliști. E vorba de un muzeu la Pucioasa, în cadrul cercului de aeromodele și rachetomodele de acolo, care a fost conceput, organizat de un mare pasionat, din păcate dispărut dintre noi, al aeromodelismului, care a obținut cu copiii multe rezultate și naționale și internaționale, Dumitru Diaconescu. Acum muzeul este condus în continuare de fiii acestuia care au preluat sarcina de a educa copiii în acest domeniu aeronautic. Și muzeul este în principal dotat cu machete de avioane și de nave cosmice. Trebuie să știe lumea unde îl găsește. Eu știu că este la Pucioasa, pentru că trebuie să fie și un obiectiv turistic de interes, așa când aveți drum în zonă sau doriți special să mergeți, dragi prieteni de peste tot, când veniți acasă și din străinătate, putem face un drum până la muzeul Dumitru Prunariu, muzeul aviatic. Dumneavoastră îl meritați și meritați un muzeu mai mare, pentru că ați fost și comandantul aviației militare române, șef al aviației civile române. Șeful aviației civile, n-am fost comandant. Șeful aviației civile, scuze, și președinte al Agenției Spațiale Române. Da, este adevărat, dar uitați, tot pe linia aceasta cosmică, ceea ce s-a întâmplat acum nu mult timp, la Brașov există un planetariu foarte performant, foarte modern, care se află lângă grădina zoologică de la Noa și căruia primarul a decis să-i dea numele meu. Așa că dacă ajungeți la planetariul de la Brașov, o să vedeți că se numește Dumitru Prunariu. E bine că ați precizat. Trebuie să vă spun că acest lucru s-a întâmplat în anul trecut, când am marcat 50 de ani de la selenizare. Am făcut o vizită acolo cu ambasadorul american, ambasadorul de atunci, și am devenit prieteni într-un fel. Ne vedeam în tot felul de activități, mai mult sau mai puțin oficiale. Și acesta a întrebat pur și simplu, dar de ce nu dați numele cosmonautului vostru, care este unic și unor obiective de genul acesta? Și atunci primarul a zis imediat, sigur, acest observator se va numi Dumitru Prunariu. Și se numește Dumitru Prunariu. În mod firesc. Dumneavoastră știu că sunteți cetățean de onoare al orașului Iași?
Da, sunt cetățean de onoare al multor orașe, dar și al municipiului Iași. Da. Și al Brașovului sunteți? Și al Brașovului, da. Atunci este bine. Am câțiva prieteni care, știind că vă iau acest interviu, i-am rugat să... Ce întrebări, ce curiozități aveți? Două întrebări s-au desprins. Cum a fost momentul când ați văzut planeta Pământ din cosmos? Asta ar fi prima. Și a doua vă pun după ce îmi răspundeți. Ce sentiment? Momentul este unic. Curiozitatea este extrem de mare. Cum am ajuns în cosmos, am dorit să mă uit prin hublou și să văd cum arată planeta. Am ajuns pe orbită noaptea, dar am văzut la puțin timp, câteva 15 minute aproximativ, răsărind soarele. Este un fenomen extraordinar când vezi că Pământul începe să lumineze, orizontul puternic curbat începe să lumineze și dintr-o dată sare soarele în sus ca o minge din apă. Imaginea Pământului este superbă. Vedeți pe internet tot felul de filme, fotografii, dar trăirile sunt cu totul altele când le vezi de acolo, de sus, live. Și a Așa doua este. Poftiți, mă spun. Următoarea întrebare? Următoarea întrebare, ce gen de muzică vă place să ascultați? Aș spune direct muzică bună. Desigur, ascult și muzică pop, rock, dar melodii nu zbânțuite. Melodioase. Melodioase, în primul rând, care, dacă au și versuri, cântece cu versuri, versurile să aibă o semnificație, să aibă un mesaj de transmis. Desigur, ascult și muzică simfonică, ascult și operă, diferite concerte ale unor orchestre mari, le ascult cu plăcere. Sigur că da. Acum, în finalul interviului nostru, Da. ar trebui să transmiteți prietenilor noștri de pretutindeni un mesaj de încurajare, având în vedere că încă suntem într-o perioadă dificilă. O să trecem peste această perioadă dificilă. Cum vom trece e mai greu de spus acum. Au mai fost astfel de perioade dificile în istoria omenirii. Au fost morime, au fost viroze extraordinare, a fost gripa spaniolă. Au fost și alți virusi care în ultimii ani au omorât mulți oameni de pe planetă. E o pandemie pe care lumea nu a fost pregătită să o întâmpine. A venit și a devenit globală. Iar impactul ei global este dezastruos și din punct de vedere economic și social. Vom vedea în viitor cât de dezastruos este. Trebuie să fim pregătiți să-i facem față, dar în același timp trebuie să fim pregătiți și să fim conștienți de faptul că, pe lângă faptul că ne protejăm pe noi, trebuie să-i protejăm și pe alții. Sunt anumite măsuri de carantină, de izolare luate. Acestea sunt singurele care pot să stopeze în propagare acest virus care încă nu are un vaccin, încă nu are un leac. Deci acestea sunt singurele măsuri și trebuie să le respectăm. Le doresc multă sănătate tuturor. Să aveți grijă de voi, de familiile voastre și să ieșim cu bine din această încercare. Mulțumim foarte mult. Eu pot să spun că sigur vom ieși cu bine dacă respectăm aceste condiții și vreau să vă transmit multă sănătate din partea familiei mele. Maria Mulțumesc! Cornelia vă transmite sănătate și vă așteaptă să vizitați studioul nostru de înregistrări, studioul de pictură, de iconografie. Când veniți la Brașov, să dați o fugă la Băila Covasna, așteptăm cu drag și din partea prietenilor noștri de pretutindeni. Vă dorim sănătate și să ne auzim cu bine. Mulțumim, mulțumim că ați fost alături de noi. La revedere, numai bine, sănătate. Doamne ajută să ieșim cu bine din tot. Doamne ajută.